Această intenție de a modifica sistemul electoral, oameni buni, nu are nimic cu rezolvarea problemelor cetățenilor Republicii Moldova. Absolut nimic. Mesajul nostru este foarte clar. Deputatul tău, votul tău deputatului Placotniu. Нас председатель парламента Адриан Канду пригласил на, как это они назвали, консультации по поводу плана введения одномандатной системы. Мы пришли, но не на сами консультации, а здесь на улице, чтобы высказать свой протест и несогласие с этими планами. Eu ca și om de știință trebuie să aduc la cunoștință care sunt avantajele sistemului reprezentării proporționale, care sunt avantajele sistemului mixt și în felul acesta Parlamentul Republicii Moldova ca organ reprezentativ să adopte decizii. Unde legea se aplică!